Limba mielului este o plantă cu frunze comestibile care crește în mai multe zone ale lumii, inclusiv în anumite părți ale Europei. Este cultivată în scop comercial pentru a se obține uleiul de limba mielului, care este extras din semințe. Frunzele de limba mielului sunt ușor îngroșate și au gust bun, pot fi folosite în salate sau ciorbe. În scop medicinal, de la planta de limba mielului se recoltează frunzele și ramurile tinere cu flori. Planta se poate folosi sub formă de infuzie, macerat, tinctură sau capsule cu ulei. Planta a fost folosită ca remediu popular naturist pentru a trata infecțiile tractului urinar, inflamația renală cronică, pneumonia, tuberculoza, gastrita, sindromul de colon iritabil și depresia. Limba mielului este folosită și în scop extern pentru mâncărimile și inflamațiile pielii, răni, artrită și gută. Se poate folosi și ca apă de gură pentru a trata infecțiile de la nivelul gurii și gâtului, ulcerațiile de la nivelul gurii și gingiile care sângerează. Ceaiul făcut din limba mielului poate fi util în tratarea acnei și poate reduce febra, acționând ca un bun expectorant și ajutând la eliberarea căilor respiratorii. Poate fi un remediu util în caz de răceală și gripă, tuse, durere în gât, bronșită și infecții ale tractului respirator. Există anumite dovezi care sugerează că uleiul de limba mielului, atunci când este administrat oral, ar putea reduce numărul de zile petrecute la terapie intensivă și ajută pacienții cu sindromul de detresă respiratorie acută.